În fiecare an, preoții din protopopiatul sector 2 Capitală merg cu daruri la copiii și bătrânii din centrele sociale ale Arhiepiscopiei Bucureștilor. Îi colindă, stau de vorbă cu ei și le readuc zâmbetul pe chipuri. Astăzi au reușit să creeze un astfel de moment pentru persoanele bolnave de cancer. Corul preoților din protopopiatul sector 2 Capitală au colindat și au dat daruri persoanelor găzduite de Centrul de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectarie din București. De asemenea, mai multe parohii au strâns daruri pentru cei internați aici. Acțiunea de astăzi pregătită de către protopopiatul sector 2 Capitală se înscrie în activitatea generală pe plan social a bisericii noastre, care în ultimii ani a desfășurat așa servicii fără precedent și o activitate dinamică fără precedent și care este în creștere. Noi astăzi, sigur, legăm această acțiune și de apropierea sărbătorii nașterii Mântuitorului și ne-am gândit să venim la acest așezământ unde sunt internați bolnavi sau persoane cu boli în fază terminală. Învățăm să ne bucurăm și noi de zilele pe care le avem și în același timp să vedem dacă putem să aducem un licăr de speranță în aceste suflete care nu mai au poate speranță. Ei trebuie să afle de la noi că există totuși speranțe, că niciodată speranța nu moare, cel puțin în fața lui Dumnezeu sau când ne raportăm la Dumnezeu, speranța niciodată nu piere. Scopul vizitei noastre este de a aduce o mângâiere sufletească în prag de Sfintele Sărbători celor găzduiți, cât și un mic dar constând în produse de igienă și alimente, în speță fructe și dulciuri. În toată această perioadă, persoanele internate la Centrul Sfântul Nectarie se bucură nespus de prezența celor care le trec pragul. Cred că acest moment este considerat ca un model, pentru că, în afară de acest grup de preoți care au venit astăzi, și ceilalți credincioși care își doresc să viziteze bolnavii sunt bineveniți și le vor face o mare bucurie. Contează foarte mult pentru dânsii. Cântecele sunt minunate, toată lumea s-a bucurat și a fost entuziasmată de acest moment și dorim foarte mult să le mulțumim tuturor celor care au venit astăzi din tot sufletul să fie alături de bolnavii Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Nectar. Simt o mulțumire sufletească și o liniște sufletească în numele Domnului Iisus Hristos. Totul este binecuvântarea Domnului să îl cinstim cu aceste laude sfinte pentru bunul Dumnezeu. Un eveniment care ne emoționează pe toți creștinii care suntem creștini. Pentru că e ceva așa care... nu știu cum să mă exprim, lăuntric, care ne intră în suflet. Acest eveniment cu nașterea Mântuitorului, care a făcut multe pentru noi și în continuare face. Marți, corul preoților din protopopiatul sector 2 Capitală va merge în vizită la așezământul pentru persoane vârstnice al Mănăstirii Cristiana.